spuneți-ne despre ce este vorba la evenimentul de sâmbătă, Festivalul Dovleacului. Festivalul Dovleacului este un proiect împreună cu Mumbazar București și în parteneriat cu Consiliul Județean, cel care, fără de care nu ar fi posibil acest festival. Andreea a răspuns prompt și foarte entuziasmată de ideea pe care i-am propus-o. A venit tocmai de la București. Și vă las pe ea să ne dea detalii mai multe. Spuneți-ne ce ne-ați pregătit pentru sâmbătă, cu ce veniți noi? Bună ziua! În primul rând mă bucur foarte mult că lucrez împreună cu Biblioteca Județeană Călăraș. Pentru sâmbătă avem un proiect minunat pe platoul bibliotecii. Vă așteptăm începând cu ora 10 și până la ora 22. Inițial vom avea o deschidere cu baloane de săpun, de care se vor bucura foarte mult cei mici, dar întreaga zi la Festivalul Dovleacului se vor desfășura activități de care se va bucura întreaga familie. Așa că îi așteptăm pe toți aici, cu familie, cu prieteni, cu mic, cu mare. Vom avea piese de teatru pentru copii, teatru de păpuși, vom avea magician, vom avea ateliere, printre care cel mai așteptat cred că este atelierul de sculptat dovleci, vom avea film de la ora 21 și probabil unul dintre cele mai așteptate momente va fi lansarea de lampioane pe brațul Borcea, ca ce va avea loc la ora 20. Pe platou mai găsim muzică, mai găsim voie bună, mâncare, cafea delicioasă, totul ca să petrecem un weekend în familie și între prieteni superb.